În perioada Mare Depresiuni, primarul orașului New York era Fiorello La Guardia. Avea doar 1,64 m și purta tot timpul o pălărie cu boruri largi și o garoafă la rever era foarte iubit de locuitori și foarte prezent în viața orașului. Mergea cu pompieri în misiuni, cu poliția în descinderile ei, ducea orfelinate întregi la meciurile de fotbal și ori de câte ori ziarele din New York erau în grevă, mergea la radio să citească copiilor pagina veselă de duminică. Într-o seară cumpli de rece din ianuarie 1935, primarul și-a făcut apariția la tribunalul din zona cea mai săracă a orașului. L-a eliberat pe judecător, urmând să prezideze el însuși ședința. După câteva minute, în fața lui a fost adusă o bătrânică îmbrăcată în zdrențe, acuzată de furtul unei pâini. Aceasta, I-a spus lui la guardia că fica ei fusese părăsită de soț, apoi se îmbolnăvise, iar cei doi nepoți îi muriau de foame. Proprietarul magazinului era de față și refuza să renunțe la acuzații. E un cartier rău famat onorată instanță, spuse el. Trebuie pedepsită să le fie învățătură de minte tuturor celor asemenea ei. La guardia a suspinat, s-a întors spre femeie și a spus trebuie să te pedepsesc. Legea nu face excepții. 10 dolari sau 10 zile de închisoare. Nici nu a pronunțat bine sentința că primarul băga mâna în buzunar scoțând o bagnotă de 10 dolari și punând-o în faimosul său sombrero, a spus. Iată amenda de 10 dolari pe care o plătesc chiar eu, chiar acum. Mai mult decât atât, îi voi amenda pe toți cei prezenți în sală cu 50 de cenți, pentru că trăiesc într-un oraș în care o persoană este nevoită să fure pâine pentru ca nepoții ei să aibă ce mânca. Domnule Aprod, adunați amenzile și dați banii acuzatei. Așa s-a întâmplat că ziarele din New York Aveau să relateze a doua zi faptul că uluită o bătrână care furase o pâine pentru a-și hrăni nepoții lihniți de foame, primisese 47 de dolari și 50 de cenți, din care 50 de cenți au fost plătiți chiar de către proprietarul brutăriei, roșu la față de mânie. Ce favor, ce har? Harul iertării mă tulbură mai mult decât minunile Domnului Isus. Minunile năruie legile fizice ale Universului. Iertarea năruie legile morale. A, și încă ceva. Femeia din poveste a primit nu doar iertarea, ci și resursele necesare pentru a se bucura de iertarea primită.